susținem PSD-ul. Noi iubim PSD-ul. Noi iubim, susținem. După domn primar mergem și la Constanța și la Timișoara, pentru că primarul nostru noi îl iubim. Înțelegeți dumneavoastră? Nu, dar voi nu faceți mișto acum, voi vorbi serios. Nu, vă rog frumos, dacă facem mișto, serios, ne venim să facem aia, să susținem pe PSD-ul. Și facem mișto? Noi iubim PSD-ul, iubim, iubim foarte mult PSD-ul. Mi s-au ridicat pensiile. 1.300.000, 1.300.000 au luat mai mult la pensie acum. Și mai mărești. Vreau să-mi titri, s-a dus la munte, pe schi. Ne-am vândut trei sfertul din țară, mai avem un sfert și ne ducem. Jos cu mafia, jos cu el. Are rezultate, are rezultate. Așa e că ea. Te copii jos și nu ne-a ajutat cu nimic, jos cu el! Jos! PSD-ul, 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 PSD-ul! Să vină PSD-ul la putere, că PSD-ul a dat bani la lume. Păi nu e PSD-ul la putere? Nu este deocamdată din cauza mafilor. Mafia nu-i lasă. Mafia să vie ca să ne dea bani. Ponta da bani la lume. Ponta! Ce să mărească pe și să-l dea pe neamțul afară. Întoarce-te! Pe neamțul, pe neamțul. Afară cu el. Afară! Să lase guvernul în pace, să lase PSD-ul în pace. Ce v-a supărat de ați ieșit în stradă? Ce... Băi, nu știu, băiatul ăsta ce e mai bine, nu-mi place, mă, ia de ce spune, mă. Merge, merge, merge schimbarea. Să ne lase neniștit să... Guverneze cabinetul Grindean. Scurt. Duțuianu și Grindean! Duțuianu și Grindean! Duțuianu și Grindean! Drumul spre casă, mulțumesc mult! Vă iubesc pe toți! Cine a plătit autobuzul? Primăria? Cine? Eu nu l-am. PSD-ul. E organizat. Bagă steagul aici așa. Să spun așa. Bagă frate! Bă, nu, nu-l cutura ta. Gata. Uite, ia, dă-i tari. Ce faceți? Așteptați autobuzul? Așteptăm, tati, ocazie. Plecăm cu ocazie acasă. Că și n-aveți toți autobuzul ăsta cu ocazie. Suntem independenți. Tu de ce ai venit, mă? Tu de ce ai venit? Nu pentru altă cauză. Cauza asta e, pentru beneficii, adică ajutor social mărit, pensii mărite. Au mărit și ajutoarele sociale? E vorba să mărească și astea. Deci, deocamdată așa am înțeles, dar totuși sperăm că e... Adică să îi susținem. Da. Îi susținem și mergem în continuare. Dacă le-a mărit, că tu ești cu preț la noroi, să vedem că le-a mărit. Păi... Mă ne-au găsat bateria. A adus săracii și bolna, mă uit la ei, mai și cunosc după ei așa după la țară. Mie n-a văzut Târgoviștea de 30 de ani, 40 de ani. A avut și ocazia să vadă Târgoviștea. Habar n-are ce strigă, dacă îi pune pe acolo, le-a dat câte o steagă în mână la primărie și la revedere. Fiecare dă ce le arde, noi ne arde că uite, stăm cu bolnavi în spital acolo, care n-au bă niciune. Cumpărăm medicamente, cumpărăm pempes, cumpărăm șervețele umede, că nu e nimic în spitale. Și facem meeting-uri, le ținem de meeting-uri, asta e. Uite, mamă! Filmez! Așa, mă! Așa, mamă! Ne dorim o Românie normală! Normală! Da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să Românie normală? Să ne facă și nouă ceva în viața să asta! Să ne bage banii la vaci, mă, tată, băi! Noi avem vite! Să ne bage banii pe fond, da. Să ne bage banii pe apia, subvențiile. I-a adus ca pe oie aici. Primarii, ce le-a primit la primar, că i-a adus în Târgoviște. Vai, s-a umplut Târgoviște de pensionari și de lume. Nu e, domnule, nimeni, nu e nimic adevărat. Aici, în Târgoviște, nu e votat, nu știu, PSD-ul. Asta e manipulare aici, ca să facă și ei ceva, să mai demonstreze cu ceva. Dar n-are nimic, uitați-vă ce noastră, ce oameni, uitați-vă aici. Oare unde e bine? Puteți, băi, oameni, plec cu curcă.
Da. Da. Da, nu că trebuie să comentăm, imaginea sunt doritoare. Eu am reținut două lucruri acolo. Noi votăm, nu rezistăm. Da, da. Atenție. Da. Atenție. 90 ani noi muncim, nu gândim. Atenție, cei care acum sunt cu hashtag-ul Eu rezist, nu uitați să vă duceți la vot, nu cum ați făcut ultima oară. Data viitoare. Că ăștia votează, nu rezistă. Da. Ați auzit? Voi să rezistați și, rezistați și la vot. A doua observație și trecem peste... Da, auzi la vot de observație. Hashtag, băbuța cu hashtag, știi? Da. Și cred că nu știe ce înseamnă. Nu, dacă ceva barnar. Da, și pe dus. Și a doua observație... Mi-a plăcut ceva, că era unii din Morteni. Din Morteni, da. Și a doua observație, nu mai e nevoie, sper, de nicio demonstrație de cum își aduce PSD-ul cu autobuzele protestele spontane ale PSD-iștilor. Luați, exact cum spune omul ăla, ca oile, vă mai aduceți aminte cum i-a adus pe ăștia la ziua lui Ponta? Da, pe stadion, da. Avea un normă pe județ. La 20... Da, pe arena națională. Da, pe arena națională, exact. Atenție, aveau norme pe județ, în funcție de populație, mai mult la Suceava cât mai mulți, mai puțin la Botoșani, aveai 2000, 1500, 1000 și da. Atenție, și pe stadion aveau zona, zicea Botoșani, zicea Suceava, zicea Gorj. Știi? Și vă rog, stimați telespectatori, că sunteți din România sau din străinătate, să vă gândiți la următorul lucru. Să vă gândiți și să vă spuneți singuri dacă e adevărat sau nu. În România, nimeni în afară de PSD nu face așa ceva. Așa este, da. Cel puțin în momentul actual. Da. Nimeni. Ei sunt singurii care șcară votanții, pseudo-votanții, da? Așa? Îi cară de colo-colo. Mulți dintre ei habar n-au pentru ce erau în Târgoviște. S-au pus în mână niște pancarte, ca la Ceaușescu. Pentru ce trebuie pancartă? Aici este Moreni, da? Da. Moreni, da. La, pentru ce trebuie? Dar văd că toate au scris la fel, tipărite la fel. Așa, fii atent aici. Numai o secundă, cu scandal în fieful lui Adrian Țuțuianu, ca să închidem subiectul. La Marele Țuțuianu devenind un fel de Laura Andreșan a politicii românești. Nu există zi... Se dă la televizor tot timpul. Nu există zi fără Adrian Țuțuianu, așa. El, îți mai aduce aminte, Grigore, că noi vorbeam de fata lui cutare și cutare. Da, da. Știi că și Țuțuianu ăsta are o fata, există o fata lui Țuțuianu. Care ne-a jurat pe noi protestatarii și care acum știu unde e angajată? Unde? Jurist la Primăria Capitalei. Nu. Ba da, o confunzi. Ba da. Tu vorbești de fata lui... Naturală. Fica lui. Nu. Stai să scot ghilimelele de aici. Uite aici. Fata lui. Fata lui Rebenciu, fata lui Cutare. Subiectul ăla. E tot protejată. Vrei să-ți o arăt? Dar vezi că Dragnea are mai multe. Știu, dar vrei să-ți o arăt pe fata lui Țuțuianu? Și ție și telespectatorilor? Hai să vedem. Regia, pozele cu Oana Vlăduca. Oana Vlăduca. Ia să vedem. Vlăduca. Avem trei poze cu Oana Vlăduca, Târgoviște. Ea ce învârte? A fost asistenta lui... Și-a schimbat vopseaua părului aici. A fost asistenta lui Adrian Țuțuianu, Oana Vlăduca, așa. Ia uite aici că sunt aceeași poză amândoi. Fii atent aici, de unde ai găsit-o pe asta? De pe la Cancan, de unde? Băi, e plin internetul, nu trebuie să faci nicio... Care cu comisia SRI, știi, are... Îi cheamă pe aia la SRI să-i certe, să cutare. Ia uite aici ce face domnul Țuțuianu. A fost baron de Târgoviște. Deci, atent, Oana Vlăduca a fost adusă de un anume Dumitru de la PSD. A ajuns secretară, această doamnă a fost secretară la PSD. Secretar! Dactilografie pe acolo făcea. Da. Așa. Mai făcea o cafeluță, un ceai? Atât de mult i-a plăcut lui Adrian Țuțuianu, încât a luat o secretară la Consiliul Județean când era el președinte. La Târgoviște. Șefă de cabinet la un moment dat. Șefă de cabinet. Iar acum știi ce? Da. Deputat. E deputat. Incredibil. Da. Băi, dar și... Tu de ce crezi că eu ți-o dau exemplu aici? Nu, e deputat în Parlamentul României. Mă gândeam că e la cabinetul. Păi al lui Dragnea ce? Nu, dar altceva vreau să spun. Mă surprinde. Am găsit în ultimele două luni încoace, din ianuarie încoace, am găsit vreo 7-8 deputate despre care aflu că au venit pe filiere de genul ăsta. Ții minte că l-au luat pe ăla pe Zgonea? Cu tare, nu știu ce. Pentru că el luase șpagă de la un consilier județean din Buzău, a cărui fată a făcut-o acum. Ce a făcut-o acum? Deputat. Acum, în decembrie. Da, aia, auzi... Blonda aia. Blonda aia, dar e drăguță.
Bă, nu știu. Hai că e drăguță, nu mai fii cricotaș aici. Aia, aia e drăguță. Uite, dacă vrei, îi punem poza. Da? Fata lui Zgone. Hai, facem o emisiune numai cu asta. Facem o emisiune numai cu asta. Dacă luăm Parlamentul la rând și vedem fata cât, cui sau băiatul cui. Fata cui, da. Și mai e și fata lui Cosma de la Fisa asta. Fisa. Da. Fata lui Cosma de la... De la Ploiești. Mai sunt unii, Barul. Uite că nu-i găsesc acum dintr-o privire. Sunt fetele lui Dragnea, are vreo 3-4 băgate în Parlament. E o familie care e efectiv la conducerea unui oraș din zona Văijiului. Știi de, știi nu, de nu, ei? Nu, că e dincolo de mulți. Îi găsesc eu și îți vorbesc de ei. Până una alta mai vreau să spun că există un circ acum în Dâmbovița. Da. Eu ți-am zis, omul ăsta ci că verifică Seriu. Păi Seriu, dacă își întinde antenele la Târgoviște... Dar știi că e cercetat, acum este anchetat, în momentul ăsta, el când a candidat, era anchetat de DNA și a anchetat mai departe pentru luare de mită și abuz în funcție. Adică, atenție, el este penal din punct de vedere. Și de ce a venit la Parlament? Că el a fost ales anul trecut în iunie. A doua oară șef de Consiliu Județean. Ca să aibă imunitate. După 6 luni a plecat la Parlament. De unde plecase înainte să vină la... El a mai fost parlamentar înainte să vină la Dâmbovița. Dar ce a zis? La Dâmbovița faci bani, la București capeți imunitate. Pentru că, odată cu banii, mai ieși dosare pe acolo. O chestie scurtă. Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a intrat în conflict cu Adrian Țuțuianu. Da. Adrian Țuțuianu i-a cerut demisia. Deși l-a lăsat în locul lui acolo. A demisionat din funcția de secretar executiv al organizației județene PSD, da. Deci președintele Consiliului Județean. Da. Da? A refuzat să demisioneze de la șefia Consiliului Județean, așa cum i-au cerut liderii PSD. El zice, mi-am depus demisia, se va discuta cel mai probabil în următoarea ședință a biroului permanent, nu știu ce. Voi merge și voi susține cu demnitate ce am de spus, nu e cale de întors. Discuția a pornit de la oameni apropiați președintelui Țuțuianu, bă, președintele, bă, așa, domnitor, care au băgat bățul prin gard. Rămân membru PSD și nu plec de la Consiliul Județean decât atunci când mă vor da afară din partid. Întrebare. Nu, stai să vezi la ce vreau să ajung. De ce crezi tu că unul care a refuzat să-și dea demisia de la Consiliul Județean și-a dat demisia, totuși, din funcția de secretar executiv al organizației județene? N-am o explicație. Îți dau eu. Și avem un subiect pe care te rog să-mi promiți că o să-l discutăm în detaliu. Noi fiind pionierii, noi doi am fost pionierii și eu am adus subiectul. Cel cu cărțile din pușcărie. Îți mai aduce aminte acum vreo 2 ani, cu mult înainte de a începe subiectul, că noi am deschis subiectul ăsta și îți povesteam eu. De ce? Că știam pe cineva care e în pușcărie și care îmi povestea de lucrurile astea. Și știa cărți. Așa, și știa cărți, da. Acum îți mai dau un subiect tare de tot. Bombă! Bombă! Îți spun asta, de ce? Demisiile în alb. Deci există o cutumă de la care partid, nu vorbește partid, nimeni, la partid, nu? La partid, da. În care primești funcția, pentru primești funcția, iar tu îi dai o hârtie în alb, o demisie în alb. Să aibă la mână oricând. Să te aibă la mână. Incredibil. Deci, stimați telespectatori, este o practică... Modelul Dragnea ăsta, nu? Este o practică, nu, e modelul dinainte de Dragnea. Ponta, Adrian Năstase, aha, se practica. Aha. Grigore, se practica... Te punem pe listă, te susținem, te face președinte. Se practica numai de către PSD. Și de către ceilalți, acum mai puțin cu ceilalți, a rămas mai la PSD, dar este o practică pe scară largă. Când sunteți nelămuriți, de ce oameni pe care voi știți că sunt într-un fel și împinși de partid se comportă în alt fel, să știți că există o demisie în alb care li se cere obligatoriu. Deci tu, dacă vrei să fii primar în Tărtășești la mine, întâi ți se cere demisia în alb, pune la partid, lângă CV-ul tău și lângă, lângă asta CV acolo, și după care, exact, Grigore, păi mi se pare în primul rând penală chestia asta. E penală, e penală. Că pare pe, atenție, este o formă de șantaj. De șantaj, exact, de presiune, este o formă de șantaj. Da. Și dacă are cineva urechi să audă, treaba asta cândva va fi un mare subiect în România. Câți dintre aleșii din România, primari, viceprimari și așa mai departe, sunt obligați și în acest moment au demisia depusă în alb la cei care îi șantajează? Să mai dau un exemplu. La Gorj... Mare subiect. Mare la Gorj, subiect. La Gorj era, mă rog, era unul primar acolo, l-au pus să plece la primărie, să vină deputat la 6 luni. Așa, unul Cârciumaru.
mă gândeam, mă, el la fel avea o hârtie cu el ceva, că altfel n-aveau cum să-l oblige. Fii atent aici. Trecem, dar tot în zona penală suntem. După Țiriac și... N-avem cum să scăpăm de zona penală. Ne-am conjurat, ne-am presurat. Atâta vreme cât vorbim în limba română și despre politica din România, nu că dacă ne-am duce în America am scăpat. Nici acolo nu scăpăm. Dar atâta vreme cât vorbim în România în limba română, nu putem vorbi decât în zona penală. Dar deschideți poarta, turcii mă înconjor, vânturi suflă rece, rănile mă dor. Suntem împresurați și de turci cu Erdogan și cu asta și cu Sevil Şaideh. Dar atenție, până la alta de vântul. După Țiriac și vântul face apologia hoției. Ce spune el? Ce frază emite? Așa scurt, dincolo de toată pologia lui, luată, dată la comandă, interviul la comandă de, prin banciul de BMTV. L-au spălat pe vântul ca la nufărul. Da? Domne, ce putea să facă Banciu? A fost apologia... Banciu și Sorin Oancea, ce puteau să facă ăștia doi? Apologia, da? Infracționalității au făcut acolo. Da, o frază a reținut-o pe care nimeni n-a taxat-o acolo, să uita Banciu cu ochii umezi, că vântul își punea această frază extraordinară. Eu mă mie că Banciu e interviu, că el nu prea e în stare. Păi nu, dar știi care e faza? Asta este o favoare, o favoare suplimentară pe care o face Ioancea. A fost comandă specială. Zice, băi Sorinele, Sorine, bani, tu ești de acolo și după aia mă ajut să ținem B1 TV amândoi. Și de acolo, da. Că mare e niște bani ascunși pe undeva. Fii atent, Geaja. Fără corupție nu există dezvoltare. Deci vântul în câte? Două, patru, cinci cuvinte. A mai spus el de ăsta. Dom'le, dacă nu avem corupție, nu există dezvoltare. Deci un stat corupt se dezvoltă. E clar? Și cu asta am trecut de vântul. Că, știu că îți plăcea ție vântul, dar... Am trei... Nu, tot din țară vreau. Zi, hai, zi. Fii. Din țară îți mai dau o veste. Lili Loterista, dacă îți făceai griji că a rămas fără... Ea nu s-a ales. Acum, cum au picat, era a candidat pentru ALDE. Și n-a făcut suficiente procente la Botoșan și nu s-a ales. Știi? Și dacă nu s-a ales, a rămas fără colegi. A rămas fără funcție. Și iată că i-a dat acum funcție premierul Grindeanu, personal i-a semnat, numirea ca vicepreședinte la Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, ANPC. Deci Lili Loterista, cea cu gura mare, are funcție, putem fi liniștiți de acum încolo, că nu mă uită la de foame. Și acum, ține-te bine, pentru că ieșim un pic din țară, dar până să ajungem la ruși și la americani, aș trece pe la turci, ți-aș da informația... Să-ți dai informația, poate să nu dai pe aia cu 40 de vaci. Mai 40 de vaci. Uite aici. 40 de vaci grase. Uite aici. Auzi, lasă că zic eu. Auzi, 40 de vaci slabe și 40 de vaci grase. Turcia a expulzat 40 de vaci olandeze pe fondul scandalului diplomatic dintre cele două state. Din rasa Holstein. Din rasa Holstein. Și, dar și-a spus, și-a explicat. Și o întreagă națiune olandeză și-a făcut harakiri. Dar uite ce ți-a explicat. Nu mai... Zice, aici spune președintele Asociației Turcia Producătorilor de Carne. Unul de ăsta, cum vezi, pe la Antena 3. Da, mă, niște politruși de-ai lor. Puși de Erdogan acolo, să pună bine cu Erdogan. Zice, nu mai vrem produse animale din Olanda. Rasa Holstein a devenit foarte răspândită în Turcia, dar a început să creeze probleme serioase. Dom'le, odată cu cearta asta de 3 zile dintre Turcia, de o săptămână dintre Turcia și Olanda, și rasa Holstein a început să creeze probleme. Cornutele nu mai sunt așa de bune olandeze. Da, mă, au și ei cretinii lor și atenție, eu am atras atenția. Dar cretin rău. Erdogan, din multe puncte de vedere, el este mai periculos decât Putin. N-are puterea militară. Nu are puterea militară, dar schizofrenia și nebunia din capul lui. Și uitați-vă aici la gura mea. Represiunea pe care a făcut-o el așa. Acum, în aprilie, au acel referendum, care este o oficializare a dictaturii. Da. Constituția dictaturii, da. Ascultă aici mine. Renunța la Constituția lui Atatürk, atenție, e istorică. Va câștiga cu 60% și va deveni dictatorul absolut Sultanul al Turciei. Secolului, a fost președinte, a fost prim-ministru, după prim-ministru a mai avut un mandat de prim-ministru, după aia a fost președinte, după aia a fost... Acum e din nou președinte și acum vrea să devină președinte cu puteri, deci să nu mai aibă povestea asta cu alternanța și cu nu știu ce. Ca Putin, ca și Putin. Da, domnule, și l-a schimbat Constituția. N-a schimbat-o. N-a schimbat-o. Face jocul ăla prostesc. Da. Că ei au băgat ca domnul Iorgovan, au mai băgat o virgulă acolo, zice n-ai voie să ai mai mult de două mandate și un șmecher Iorgovan, care vorbește limba rusă, a pus Iorgovanov. Virgulă consecutive. Gata, da. Iorgovanov al lor, da? Erdogan, o nouă declarație violentă împotriva Olandei.
au masacrat peste 8.000 de bosniaci musulmani la Srebrenica. Îți propun ca subiectul ăsta... au masacrat? Îți propun ca subiectul ăsta să-l discutăm odată, exact cum am discutat, noi am fost singurii care au discutat în presa română despre lovitura de stat din Muntenegru. E, ăsta este mare subiect. Ce spune Erdogan este o minciună, că n-au masacrat olandezii, dar există există un sâmbure de adevăr la Srebrenica, în momentul în care naționaliștii sârbi din... conduși de Zlatko Mladić și Radovan Karadžić, da, se îndreptau către zona respectivă, ea era păzită de un contingent al olandezilor. Musulmanii s-au dus la poarta unității respective și olandezii nu i-au primit. Și aici e o întreagă poveste pe care îți propun să o discutăm odată. Deci există un sâmbure de adevăr, un reproș în anul 2002, dar Grigore. Dar de ce nu i-au primit? Poate că nu știu. Grigore, nu i-au primit de lași. A fost o greșeală atât de mare. Poate a fost o greșeală militară sau tactică, știi? Nu, n-a fost nicio tactică. A fost o lașitate pentru că olandezii sunt zero la așa ceva. Altceva vreau să spun. Dovadă că a fost o nenorocire făcută de olandezi la vremea respectivă și au venit sârbii, ăștia neputând să intre, i-au luat și i-au masacrat pe bosniacii musulmani. Dar sârbii ăsta, dar olandezii aveau capacitatea militară să-i apere? Poate și iau și 20 de inși care... Capacitatea militară, erau trupe ONU, erau... poate iau și măcelăriți dacă se băgau la treaba asta. Dacă erau... Asta e treaba militarului, Grigore, dacă nu de... Fără nu, la eu îi judec și spun... S-au judecat și ei pe ei. În anul 2002, Grigore, un prim-ministru olandez și-a pierdut funcția pentru asta. Bun, aici e un scandal public. Aici și scandal public și și-a pierdut funcția. Deci a avut loc o schimbare de guvern exact pe scandalul ăsta. Ceva este adevărat, dar nu ce spune Erdogan. Da, stai puțin. Asta nu ce Erdogan spune ca și cum olandezii i-au împușcat pe ăștia. Nu i-au salvat. Asta face salvat. Orice dictator. Da. Ia un sâmbure de adevăr și apoi îl îmbracă în minciună. N-au tras olandezii cu puștile în ei. Bineînțeles. Au tot sârbii au tras. Bineînțeles. Apropo de Karadžić, și apoi am trei subiecte, porcării din presă. Avem o nouă rubrică, porcării din presă. Imediat. Acum, că presă e tot dinspre România, nu? Presă dinspre România, da, toate trei. Facem trecerea de la Karadžić spre România prin Ghiță, Sebastian Ghiță. Ghiță, în Serbia. Îți mai aminte ce am zis eu? Am zis că este în Moldova sau în Ucraina. E, am greșit, era în Serbia. Ucraina nu putea, Rusia poate. Ba putea. Putea să fie în Ucraina, pentru că... În Crimea. La Rusia. Nu, lângă graniță, pentru că se vorbea foarte clar și în Serbia. Se vorbește foarte clar de casele conspirative ale SIE. Ale SIE? Ale SIE, unde el are prieteni la Qatar. În Ucraina ce făcea? SIE? Era adăpostit într-o casă conspirativă a SIE. De la Cernăuț sau de la nu știu unde. Aha. Lângă graniță. Da. În mod cert era clar dacă îl ție SIE, dacă îl ține. Dar dacă nu e SIE, nu ție SIE, ci e pe cont propriu, pe mână cu rușii. Nu. Asta este o porcărie locală a noastră, o porcărie între noi. De ce nu mai ține aceea? De ce nu l-ar ține și nu l-ar preda DNA-ului? Care două mandate are ăsta? Pentru că e prietenul lor și pentru că această mișcare care se vrea să fie contra lui Kövesi, contra lui Augustin Lazar și contra unei fracțiuni din SRI, tot speră să-i îndepărteze pe oamenii ăștia de la... Oricum, SRI-ul acum l-au pus deoparte, ai văzut brusc că au fost, să zicem... S-au cumințit. Cumințiți, da, așa cumințiți. Așa. De cine? De unul ca Adrian Țuțuianu, adică ăsta fiind... Țuțuianu, de da, Ghiță, așa? După unei ascuns. Da. Iar SIE, că o să discutăm imediat și de Republica Moldova, sper să avem timp, n-a dat nici până asta socoteală vis-a-vis de nenorocirea care au făcut-o, modul în care au pierdut alegerile în Republica Moldova. Adică n-au contribuit cu nimic. În care nu au ajutat ca alegerile respective să fie... Iar acum se întâmplă niște lucruri în Republica Moldova fenomenale. Lasă-mă să spun trei știri tâmpite din presă. Știri tâmpite. Hot news, ca să încep cu ai mei. Că nu, așa. Deci pe Vlad Bârză îl apucă... Bă, ai răzbat, stai da, așa, că... foarte interesant este. Nu, dar că... Să nu vreau de Ghiță să mai zicem o vorbă și după aia trecem la știrile astea. Hai, zi, să nu-ți uiți ideea. Hot News, atenție, prin Dantă Pălagă, care de regulă nu dă greș când are surse de astea. Nu, domne, are surse de la cine are surse? De la americani. Bun.
A dat-o bine și pe aia cu ordonanța, că o a doua dată și un bagă. Nu, are surse de la America. Deci când a scris, Tăpălac, eu cred în ce a scris el acolo. El spune așa, că sârbii asigură protecție. Da, sârbii. Că a fost vizitat de doi apropiați ai lui din România și unul dintre ei este Dan Andronic. Bineînțeles. Dan Andronic, da. Cu care a discutat următoarea parte a planului de compromiterea lui Chioveși. Da, pe care e agenda lui Andronic aici? Exact. Nu știm că se, mediatic sunt cuplați. Dacă se dovedește povestea asta, da. Dar Andronic ar trebui să se ascundă vreo câțiva ani de zile. Să ascundă da. Alți, niște... O rușine. Care... Băi, Dane, în ce porcărie trage evenimentul zilei? E. N-a cunoscut evenimentul zilei o asemenea istorie urâtă. Bine, văd că și Cristoiu e bucuros să meargă de Valma. Lasă-l pe Cristoiu, că nu face Cristoiu chestia asta. Nu, dar face Dan Andronic. Ce scrie în aceeași linie. Bun, îmi pare rău că când așa, ca o clătită, când pe o parte, când pe alta. Și aici mai leg eu ceva. Cineva îmi dă un pont și mi-amintește. Nu uitați că Ghiță a făcut bani fiind tinerel 20 ceva de ani, pe timpul embargoului cu Iugoslavia de atunci, combustibil, trafic, așa. A făcut foarte mulți bani, el fiind protejat de un general SRI, Unchi Solanjuce, care l-a făcut și l-a băgat în sistem. Enorme sume, uriași bani au făcut așa. Și că, spune mie sursa mea care completează ce spune Andronic, spune așa, dintre contrabandiștii sârbi care făceau atunci, peste că aveam și noi pe noștri și ei pe ei lor, peste Dunăre. Așa. Unii s-au îmbogățit foarte mult și unii sunt acum au funcții importante în stat. Și cumva și pe prietenia lui Ponta cu premierul Serbiei. Da, bineînțeles. Și cu relația lui Ghiță cu contrabandiștii peste Dunăre ai lui acolo, că acum unii în zona guvernamentală funcție importante. Și atenție. Și cu atitudinea totală prorusească a președintelui actual al Serbiei, care zice, domne, la nevoie, dacă suntem încolțiți cu tare, autoritățile române îl localizează și se nevoiți cumva să-l... Așa, vin rușii, le extrag și îl duc în Rusia. Deci toate astea se leagă cumva. El nu putea să fie în Serbia fără aprobarea premierului Serbiei. Deci informația e cât se poate de normală și de logică. Eu aș fi curios dacă Ponta a fost... Povestea cu Ponta și de ce era prieten cu Ponta, că se duceau la meciurile de basket. Și de acolo s-au prin basket. Stai că după aia au făcut bani împreună. Și s-au dus împreună. Da. Așa. Îți mai zic cu sigur lucru. Dan Andronic era tot invitat prin Serbia. A fost în Dubai împreună după aceea. Deci... Auzi, întrebat Andronic de către Cila Honius. Dom'le, ai fost în... Nu, te-ai întâlnit cu Ghiță. Nu, dom'le, minciun cu tare. Ai fost în Serbia în ultima vreme? Nu e importantă treaba asta cu Tarușe. Da. Dom'le, ai fost în Serbia în ultima vreme? A fost în multe locuri cu Tarușe. De vreo 3-4 l-au întrebat e clar că a fost acolo Andronic. Și ce... Și nu avea de ce să se ducă, că nu se ducea la meciuri de basket ca mine. Că săptămâna viitoare vreau să mă duc la un meci de basket senzațional. Steaua Roșie Belgrad cu Olympiacos Pireu. Te întâlnești cu Ghiță? Dacă mă întâlnesc cu Ghiță, vin și spun că joi sunt aici. Ne faci o filmare. Atenție, Andronic, cred că în viața vieților lui nu se ducea în Serbia dacă nu era Ghiță acolo. S-ar putea să mă întâlnesc cu Ghiță, că lui îi place basketul și ne vedem în sală. Poate cu barbă, că și Caragiș la un moment dat s-a scos Caragiș vreo 10 ani, vreo 12 ani, și avea o barbă de aia așa, un mos de la așa tibetan în cap și era medic naturist și trata oameni cu tare. Poate Ghiță. Rubrica tâmpenii din presă. Vlad Bârză de la Hot News, oamenii mei. Efectul îl apucă grija, ca să vezi și tu ce influență au ăștia cu mașinile și cu așa. Îl apucă grija pe un jurnalist și spune așa. Efectul eliminării timbrului de mediu, 2 puncte. Mașinile second hand înmatriculate în țară au atins un nou record luna trecută. Asta 67.000 doar în februarie. Asta e o știre. Băi, Grigore, deci tu te plângi că a fost eliminat timbru de mediu. Da. Au adus oamenii și au permis și el, că nu își permitea mașină nouă. Și a permis o mașină second hand. Da. Asta cu, asta a dat 2-3.000 de euro. Asta e o ipocrizie incredibilă. Nu 2-3.000 de euro, poți să dai și 8.000 de euro. Să duce o mașină bună. Bun, de tot. 8.000 de euro, da? E mașină de 20.000 de euro, e cu 8.000. Păi da, tocmai de aia. Una ca luna. Da. Dar nu ți-o iei nouă. De ce să o iei nouă? Nu, că te mai duce 10 ani ușor. Dacă... Deci asta este o ipocrizie și o prostie influențată, după părerea mea, de către industria auto. Părerea mea e o știre pe care au dat-o toți de Valma și... Da. N-au dat-o toți. La modul ăsta
efectul eliminării timpului de mediu, păi, adică vai ce rău e că s-a eliminat o taxă. Nu, rău, a spus, este un efect. Grigore, citești-o. Eliminarea timpului de mediu. Vrei să citim tot articolul, pierdem vremea. Eu, atenție, nu sunt potriva. Ăsta e tonul. Da. Da? Ăsta e tonul. Da? Și eu, sunt ai mei și nu mă feresc să-i... Nu dar știu cum se fac știrile la redacție. Nu, eu știu câtă presiune pun producătorii de mașini pe povestea asta. Hai să-l vezi un alt trăznit, de data asta de la Adevărul, din redacția Adevărul, Remus Florescu. Fii atent ce se gândește Remus, el bine. Remus e de la Cluj, corespunde de Cluj. ADN-ul românilor din Transilvania este mai apropiat de cel al austriecilor decât de cel al muntenilor și al moldovenilor. Nu știe de agenție, luată și băgată în ziar. Nu, dar câtă minte să ai, tu, jurnalist, Grigore, asta nu e scuză, văd că o folosești prea des, că vine prin agenție. Păi dacă vine o porcărie, o cretinitate prin agenție, tu ei și o pui în ziar? Asta o echipă de cercetători ardeleni, cine a făcut-o pe asta? Da. Cine a făcut-o? Deci asta e o altă chestie. Cine a făcut-o? Cine ăștia a făcut-o? Sunt unii... Nu britanici. Păi nu, deci din România. S-a făcut un studiu și au făcut ei. Știi cum este? Eu vorbesc ca român. Se citește, face trafic, se citește la modul de știre negativă. La modul la care omul, o jumătate din oameni, se întreabă cine e imbecilul ăsta care a putut să scrie așa ceva. Deci, ADN-ul românilor din Transilvania este mai apropiat de cel al austriecilor decât de cel al muntenilor și moldovenilor. Eu, ca român, când citesc așa ceva, mă înfior. Dar dacă e adevărat? Mă înfior. Dacă studiu e adevărat? Tu nu știu dacă studiu e adevărat. Atenție, limba e una. Sunt multe lucruri adevărate și aici e spusă de ani și o hartă. Da, dar asta nu e o chestie care să ne facă bine așa ceva. Dom'le, da, dacă e știre, o dai, știi, zi. Dom'le, atunci hai să dăm toate știrile cu drepturile... Adevărate, cu drepturile ungurilor asupra nu știu care teritorii. Păi nu, că acolo începe propaganda foarte mult. Asta e tot propaganda, Grigore. Ești tu sigur că nu e propaganda chestia asta? Deocamdată e o știre. Dar nu cumva vine din partea unei organizații interesate în ruperea României? Mă uit cine face studiu. Dacă ea sunt oameni de știință de la Babeș Bouya... Să te uiți cine folosește studiu, nu cine face studiu. Că dacă ai studiu pentru... Adică, de ce? Hai să-ți spun ce pute. Asta nu înseamnă că sunt mai puțini români. Nu, hai să spun ce pute. Zice așa. Transilvănenii, dacă tot vrei detalii, este aici o hartă cu poziționarea ADN-ului, nu știu ce. Și într-adevăr zice Transilvania, Muntenia, Moldovenii, nu știu ce, și sunt poziționați. La cehi, da, nu sunt decât cehi, deși cehii sunt sudeți, da, sunt nu știu, da, ce. La slovenii, la slovaci, la fel, deși sunt aia. Slovenia, Slovacia, sunt țări mici. Sunt țări mici, dar cu mare. La polonezi sunt numai polonezi, la sârbi, da, sunt numai sârbi. Uite aici Polonia, e una singură pusă. La ruși sunt poziționați rușii într-un singur punct acolo. Pe cum să poziționez când Rusia înseamnă un conglomerat de 50.000 de... Și uiguri. Deci, asta este o porcărie. Asta este o porcărie făcută cu scop. Dar atenție, știi că, da? Și asta e jurnalistică. Acum hai să vedem ce aia care a făcut studiul. Asta, da, de vorbă cu ei. Trebuie să intri în multe detalii aici. Dar dacă cineva îmi poziționează mie românica noastră cu Transilvania, Moldova și Muntenia și nu știu ce, și pune Rusia cu un singur punct, da, și Polonia, da, 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 și Cehia, auzi, care are, auzi, o asemenea, da, diversitate, bă, las-o încolo. Auzi, dar zici, Oltenia, da, unde? Nu, sunt, Oltenii nu există. Nu există. Noi nu existăm. Da, Oltenii nu există. Și a treia și ultima, ca să vezi, Grigore, ce înseamnă influența, vrei să vezi influența serviciilor secrete în presa română? Stimați telespectatori, las o secundă de liniște ca să înțelegeți. Eu sunt tentat să iau pe ziariști în general când am, da, o dovadă, am doar o bănuială, eu, de o dovadă. Eu nu sunt tentat să fac treaba asta și din păcate știu câți ziariști putrezi sunt în România. Deci, vă prezint o dovadă a influenței serviciilor secrete în presa română. România Liberă, Mihai Diac, că nu pot să ne... A lucrat Adevărul, a fost coleg cu noi. A lucrat foarte bine, nicio problemă, a făcut o tâmpenie. 10 ofițeri candidează la funcția de prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Știi, nicio problemă. De pe Mediafax. Nicio problemă. Nu mai veni cu scuza asta. Păi da, nu mai veni. Deci treaba lui Mihai Diac este să analizeze dacă știrea aia merită sau nu merită, da, și atenție în ce formă o pune. Stai să vezi. Spune după aia. Deci 10 ați reținut. În primul rând că nu e treaba presei că se înghesuie aia să ia locul fostului șef al adjunctului. Informație. Apoi, în titlu,
Generalii Căpșună și Ciocârlan sunt printre ei. Pam. Deci din 10 apare în presă numai despre generalii Căpșună și Ciocârlan. Poate cealaltă nume nu l-au știut. Apare în text, apare în text. Mă disperi cu chestiile astea. Păi nu, da, nu apare în text. Eu deci sunt, în text, Răzvan, în eu, text. Eu știu cum, conducând o redacție cu oameni, vine știrea asta pe agenție, ce facem cu ea? Și atenție, da. O dăm. Așa ceva nu dai. Pentru că, păi de ce? Păi nu dai așa că ceva. Scris 10 oameni, pentru că este o știre băgată. Noi știm că sunt SRI-ul are oameni infiltrați în presă, da, și asta este sigur, o știre, asta, sigur, da? Asta este o știre băgată ca să scoată doi dintre ei în față. Bun. Și hai să citești știrea până la capăt, da, ca să poți să-ți dai cu părerea. Da. Că tu acum aperi așa o cauză generală. Dar nu e la 10 ofițeri din SRI. Nu, el nu trebuia să dea așa ceva. 10 ofițeri din SRI sunt analizați de directorul Eduard Helvig pentru a alege dintre ei pe cel care va fi propus ca prim adjunct al directorului SRI pe postul devenit vacant după demisia generalului Coldea. Potrivit biroului de presă al SRI, au dat comunicat, condițiile cerute viitorului prim adjunct sunt destul de generale. Să aibă vârstă între 40 și 50, să știe limba engleză, să provină din zona activităților informativ-operative și să fi participat la acțiuni de cooperare cu aliații din NATO, mai ales cu cei din SUA. Aici am eu un semn al întrebării, dar nu despre asta discutăm acum. Directorul SRI, Eduard Helvig, se va decide pe cine propune ca prim adjunct până la data de 25 martie. Atenție că e actual aici. Urmând ca el să fie deja în funcție la data de 28 martie, când va avea loc biranțul SRI. Și acum, potrivit unor surse neoficiale, printre cei 10 candidați se află generalii Adrian Ciocârlan, adjunct al directorului SRI, și Adrian Căpșună, șeful Direcției Generale de Securitate Economică. Se pare că n-au existat presiuni politice asupra directorului SRI în favoarea unuia sau altuia dintre candidați, dar un cuvânt greu de spus îl va avea Klaus Iohannis, care este și președintele CSAT. Spune și mie, ce căutau cele două nume în știrea, nu mă interesează că e preluată de pe agenție, ce căuta de pe asta? Au o relevanță. Dacă ei sunt acum, au funcții importante acum SRI, înseamnă că ăia care alungă Coldea, adică Coldea... Gore, sunt 10 oameni care se bat pentru o funcție. Dar nu contează de unde vin. Unii se mai mărunți, să spunem. Nu, da, nu, nu spune. Sunt 10 care se bat. Sunt luați în calcul. Dar eu, da? 10 ofițeri din SRI sunt analizați. Da. Eu aș fi dat știrea asta. Da, eu n-aș fi dat-o și eu vă mai spun ceva. Spun ceva, Mihai, asta este o rușine... Și încă o dovadă... E copy-paste pe toate ziarele. Nu e adevărat. Copy-paste-ul nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. A dat-o numai în România Liberă. Și, dacă au dat-o ceilalți, au făcut-o să zboare imediat. Și este influența, este informație băgată de serviciile secrete în ziare ca să scoată în față, în dauna celorlalți opt, pe domnii Căpșună, ăsta îl mai cheamă și Căpșună, și Ciocârlan. Tu crezi că Helvig și Iohannis să uite dacă apare o știre ziar sau alta? Pun pe cine crede de cuvință? Nu. Cred că există bătăi și s-a dovedit de-a lungul timpului între diverse fracțiuni din serviciile secrete care vor să-și impună și din afară, care vor să impună anumiți oameni. Și, și atunci ca să impui din 10... Nu pe Mihai Deac, redactor, nu. Că e omul SRI sau ce? Nu știu. Aici mi-ai pus o întrebare grea. Nu știu. Bănuiesc că cineva care are legături cu una din fracțiunile din SRI, care vroia să-i scoată pe ăștia doi în față, a infiltrat știrea respectivă. Eu spun ceva, Mihai Deac lucrează la online, deci când și el bagă 3-50 de știri Mihai pe Deac zi. Mihai Deac trebuie să gândească înainte să pună o asemenea știre. A gândit, citând sursa, nu stai, atenție, dar tu știi cum se face presă. Dacă vrei să investighezi lucruri care sunt de neinvestigat, n-ai cum să, așa... Așa, nu mai faci știri, nu mai timp să faci știri la ziar. Tu ai de făcut 50 de știri pe zi. Nu, nu, Grigore, nu. Deci tu denaturezi discuția aici. Nu le mai găsi scuze când știi că există influența. Tu nu te-a pus să pui o știre despre o chestie extraordinar de sensibilă. Toate trei știrile până acum le-am apărat. Șeful adjunctului SRI, da? Este o chestie foarte sensibilă la nivel de România. Știi cine face treaba asta? Hai să spun ceva. Treaba asta, ăsta Iohannis cu Helvig și cu americanii. Da, mă, și să zicem că Iohannis e un om deschis și că n-are treabă cu niciunii, are alte dar informații. Faptul că unii apar mai mult în presă decât ceilalți, poate să constituie. Citește Iohannis articolul de domnule, domnule, apare rândul 14. Domnule, printre cei 10, deci dacă tu vrei să scoți pe unii în față, zice, domnule, sunt 10 care sunt analizat, dar printre cei 10 sunt domnii Căpșună și Ciocârlan.
Hai spun ceva. Domnule, parcă ar fi Brad Pitt și Matt Damon. Hai spun ceva. Cine ești? Dacă cum mâine... luaște pe căpșune și pe ceva? Luna viitoare să zice că ar fi, desemnat antrenorul național de fotbal. Și un ziarist anul la sport face așa. Sau eu personal, dau telefoane. Și zice, bă, avem vreo 7-8 candidați pe listă. Mm-hmm. Bă, dacă am, care sunt ăia? Zice, bă, e ușor, greu, scot două nume. Da. Și zic, bă, mai zic și pe elalt, nu pot să mai spun, că sunt mai nesigur, cu tare și cu tare. Dar mi-a scăpat două nume. Eu dau știrea, dom'le, ăștia, federația de șapte... Despre antrenorul de fotbal poate dai. Despre Căpșună și Ciocărlan, de care nu știe nimeni din România. Nu-l pune la nimeni, la da, nu-l cunoaște nimeni. N-ai nicio relevanță că dă un ziar sau altă treaba asta. O rușine, din standardele mele, o rușine să te apuci tu să intervii și să fii folosită presă în competiția lui, foarte bine, au o competiție internă, s-o câștige, să-l aleagă Iohannis și apoi se spele cu el pe cap. Nu e nicio competiție, la străină o competiție. Băgăm noi, domnul Căpșună, bă, Căpșună, mă, înțelegi? Nicio competiție, acolo, zice, stă de vorbă la Helvic cu ei și zice lui ăsta, lui Iohannis, domnule, îți dau două, trei variante, alegi de aici. Mă înțelegi, aia îți face. Balena albastră? Scurt, balena albastră. Atenție, e un fenomen pe care nu-l cunosc, tu-l cunoști. Atenție, părinți, despre ce discutăm acum. Deci, în zilele trecute, ziarul Adevărul, bravo din nou, aici, uite, că și caldă și rece, și caldă și rece. Aia, cu tu dai note, dar eu să mă rețin pentru că știu că viața de ziarist este mai grea decât să... Lasă-mă, că și eu știu viața de ziarist, că am condus o grămadă de... Dacă îi cer 50 de stiri pe zi... Nu-mi spune mie, da, lecții despre viața de jurnalist. Ăla a făcut o tâmpenie acolo, că tu îi ții partea, asta e altă poveste. Tuturor ziarist o ții partea, că n-am o dovadă certă potriva lor. Nu o să ai dovezi certe, la fel cum nu o să existe dovezi certe cu Putin, care a făcut așa, în momentul în care eu văd numele unor general de care n-a auzit nimeni niciodată, dar sunt 2 din 10, devin suspicios. Dom'le, n-aș vrea cineva să mă suspecteze pe mine, doar că dau o știre și nu-i convine lui. Da, știrea aia poate să fie fabricată cu un anume motiv. Poate, dar poate nu. Și trebuie să o gândești treaba asta. Balena albastră, jocul în care îi împinge pe adolescența sinucidere. Și Grigore și eu avem copii, vorbim de pericol, copii de 7, 20 de ani sau 19 ani, poftim, așa. S-a inventat un joc care se numește Balena Albastră. A fost inventat de, bine, nu putea să fie altul, de un rus. Pe rusul respectiv, vă spun cine este, l-au localizat autoritățile în orașul Solnechigorovsk. Așa? Un oraș cenușiu, 60.000 de locuitori, între Moscova și San Petersburg. Așa. O să vă spun imediat numele lui, că nu-l am la îndemână. Indiferent, nu contează. Ideea este că pe rețeaua V-Contacte, și atenție, părinți de copii adolescenți, dacă vedeți rețeaua V-Contacte pe telefonul, iPad-ul, calculatorul copilului dumneavoastră, deveniți suspicioși. De ce? Pentru că este un fel de Facebook al rușilor, dar cu care românii n-au nicio treabă, mai puțin pentru că s-a dovedit că există copii români care participă la acest joc. Care este drama? Că acest joc se termină cu sinuciderea. Asta e ultima etapă. Asta este ultima etapă. Un reporter, Adevărul, a pătruns sub acoperire, încă o dată. Bravo, reporterului Adevărul. Zi, domnule, numele reporterului, să lăudăm dacă... Păi am spus. Iulia Ciuhu. Așa. Un reporter Adevărul a pătruns sub acoperire în rețeaua clădită pe site-ul rusesc V-Contacte pentru a înțelege fenomenul sinistru. Deci a intrat pe V-Contacte și a spus, domnule, sunt interesat... Să joc și eu. Am găsit numele inițiatorului, se numește Filip Budeikin. Da? De la Budă. A dat mesajul respectiv, un fel de Facebook este V-Contacte asta, și a fost imediat contactat, sub anonimat, de un, ceea ce numesc creatorii jocului, se numește călăuză. Călăuză. Fii atent, Grigore, foarte periculos asta. Nu-i capul cel mare, nu. E o călăuză. Călăuza începe să-ți dea porunci. Regia, vă rog să pregătiți pozele pentru că vreau ca părinții tinerilor din România care ar putea fi expuși așa ceva să știe la ce se uite. Subiectul 7, pozele, sunt 3 poze acolo.
De aceste călăuze încep să-ți dea sarcini. A 50-a sarcină este să te sinucizi. Deci ai 49... 49 dintre cele mai sinistre. Mi-am notat aici cum arată sarcinile ca să înțelegeți. Ce să faci? Așa. Zice așa. O 50 de sarcini, una mai sinistră decât alta. Indicațiile alternează de la jocuri simple, cum ar fi desenarea unei balene albastre. Dați-mi poza cu balena albastră pe mână, vă rog. Regia. Deci, așa. Dacă vedeți copilul vostru cu un asemenea desen, stimați telespectatori, deveniți suspicioși. Dar da? Intrați în panică, pentru că... Intrați în panică, exact. Copilul a intrat în jocul ăsta mortal. Mai departe, reveniți în studio. Deci, desenarea unei balene albastre până la perversiuni și acțiuni de automutilare. Realizarea fiecărei sarcini trebuie demonstrată prin fotografii sugestive. Adică trebuie să dovedești că te-ai automutilat. Ce, stai un dege? Jucătorul este acceptat în rândul balenelor albastre. Andran, ce faci. Stai să vezi. Doar după ce arată că și-a încrestat pe un picior cuvântul da. Da, da este și în rusă, tot da. Tot da? El află data și ora morții în cea de-a 26-a zi de joc. Grigore, mi se ridică părul pe mână. Deci tu la 26-a zi de joc afli data și ora la care trebuie să mori. Începând din a 30-a zi de joc și până și primești tot felul de sarcini. Din a 30-a până în 49-a zi de joc, jucătorul trebuie să se trezească la 4:20 dimineața și să se uite la filme de groază, să asculte muzică depresivă, să vorbească cu alte balene, în ghilimele, și să-și taie zilnic, să-și facă tăieturi pe mână și să se retragă complet din mijlocul familiei sau al cunoscuților. Ei trebuie să se sinucidă în ziua 50-a pentru a ieși câștigător. Jocul a făcut peste 130 de victime, copii care s-au sinucis, numai în ultimul an, numai în Rusia. 130. Acum o să spuneți, care e treaba noastră? Păi treaba noastră este dovedită de colegii de la Adevărul, care au intrat pe V-Contacte, imediat au fost contactați și imediat au intrat în legătură cu alți copii care, din România, care joacă respectivul joc. I want to play blue well. Am anunțat pe contul proaspăt înființat pe VK, pe V-Contacte. VK. Fii atent, Grigore. În mai puțin de o oră, o așa zisă călăuză ne-a scris în privat. După o conversație scurtă, un utilizator cu numele Tristan B. ne-a trimis cele 50 de sarcini și ne-a avertizat că la finalul lor trebuie să ne sinucidem, că așa e regula impusă de creator. Ca să fie sigură că jucăm, călăuza cere și câte o fotografie în care să surprind faptul că am îndeplinit fiecare sarcină primită. Vreau să mor, de asta vreau să joc balena albastră, ne-a spus Vika, una din tinerele din rețea cu care am conversat. De la începutul lui martie, fata care apare ca având vârsta de 19 ani este în căutarea unei balene călăuze care să o însoțească către moarte și așa mai departe. Nu vreau să vă citesc mai mult, este un subiect foarte periculos. Vă rog să dați și celelalte două poze, simbolurile cu balena albastră. Dacă vedeți pe calculatorul copiilor voștri sau în telefon sau așa, așa ceva, deveniți suspicioși. Vă rog, regia, și cealaltă poză. Astea sunt simbolurile foarte periculosului joc, pentru care creatorul rus a fost arestat zilele trecute și probabil că va face pușcărie. Din păcate, 130 de copii numai din Rusia și un număr încă necunoscut din străinătate nu vor mai avea ocazia să vadă cum se va încheia tărășenia asta. Mulțumesc, Răzvan, e 12 și un sfert noaptea, am depășit, dragi prieteni, în spațiul emisiunii destul de mult. Colegii din regie sunt impacientați, așa avem și din cadru. Mulțumesc, Răzvan, mai aveam subiecte, data viitoare... Recuperăm. Mai recuperăm, mai vorbim și de America și de Trump, că suntem acolo restanțieri. Hey, avem un subiect cu care sunt de acord cu Trump. Nu mai e timp. Nu mai citesc titlul. 20 secunde. Nu mai citesc titlul și atâta, ca să vedeți că există. Secretarul de stat, există și subiecte care sunt de acord. Stați să-mi iau pălăria.
Așa. Subiect pentru... Gata. Pentru prima oară sunt de acord cu Trump cu un singur lucru. În timpul unei vizite în Japonia, secretarul de stat Rex Tillerson a declarat că două decenii de încercări de denuclearizare a Coreei de Nord pe cale diplomatică nu au avut niciun rezultat. În ghilimele, e important să recunoaștem că eforturile politice și diplomatice din ultimii 20 de ani pentru denuclearizarea Coreei de Nord au eșuat. Acum o să spuneți, bun, ce-i cu asta? Dacă era Barack Obama sau ăia dinaintea lui, sau probabil cei care vor urma lui Donald Trump, bă, mestecau în mămăliga asta, că vor face eforturi, că se vor sincroniza cu chinezii, că nu știu ce. Deci tot e la acțiune. De acum ei dau semne, pentru prima oară, că jocul ăsta de a denuclearizarea să aștepte o logică și o rațiune din partea leadership-ului Coreei de Nord s-a terminat. Bun, dacă trebuie să vă zic... Mare lucru, trebuie să treacă cu China și cu Rusia, că altfel este un Vietnam. Înaintea lor, nimeni nu a pus degetul pe rană. Da, în regulă. Bine că au născut, au văzut că au dat diagnosticul, acum să vedem cum vindecă boala. Aveam și vreo 5 știri cu care nu sunt de acord cu Donald Trump, dar data viitoare. Data viitoare, împotriva lui Trump. Bine, da. Mulțumesc, Răzvan, mulțumesc, dragi prieteni. E weekend, ne revedem. Să vă mai spun și eu ceva, scurt de tot. Ziceam că ne vedem, eu cu dumneavoastră mă văd la Oradea, cu cei care sunteți în Oradea și în Bihor și în prejurimi. Ne vedem mâine, vineri, adică, nu astăzi, astăzi. Azi vineri și mâine sâmbătă. De la ora 17 ne vedem la Facultatea de Drept. Veniți acolo, la Facultatea de Drept, pentru că avem acolo 2 ore. Voi vorbi despre Cepul 89, despre Mineriade, voi avea cărți, voi da autografe ca de obicei pe unde merg. Și după care, la ora 19, la ora 7 seara, în apropiere acolo în centru, la librăria, să vă spun exact cum se numește librăria, era să rămână stanțier cu această informație, imediat, la librăria, așa, la 7 seara, a doua zi, la ora 1, la ora 13, în cetate este o librărie, la aceeași lazi de librărie, dar numai o secundă, dacă îmi permiteți mie, că iată, da, am găsit. Deci, repet, la ora 7, vineri, ora 17, conferință la Facultatea de Drept din Oradea, sala festivă, pe strada Gial Magheru 26, cei din Oradea știu. Tot vine la ora 19, la sala de carte, la salonul de carte R&R, Republicii, pe strada Republicii 22, iar sâmbătă la ora 13, la ora 1 la prânz, vizionare de film, filmul acela Moartea Ceaușescu, 30 la Crăciun, rămânem după aceea la discuții și la autografe, la salonul de carte NRR Cetate, că sunt 2 în rețeaua asta. Mulțumesc, ne vedem astăzi la ora de azi după amiază, la ora 5 după amiază, la ora 7 după amiază și sâmbătă la ora 1 ne vedem la Oradea. Și luni seara, aici la Nașul TV, ca de obicei, la ora 22:30. Noapte bună și weekend plăcut!